lucrurile. Până la urmă, de ce un prejudiciu atât de mare vi se pune în cărcă? Pur și simplu. Cum putea să fie cineva ținut 4 luni la arestul preventiv dacă nu se vorbea de niște cifre care n-au nicio legătură cu realitatea? Deci, v-am dat un singur exemplu. Acest prejudiciu care s-a aruncat pe piață de 90 de milioane, pentru că e ușor să spui și avocatul, și judecătorul, citiți dosarul într-un sfert de oră și vedeți 90 de milioane bani luați, comisiuni, da? Și diverse lucruri, întâmplări, să fac așa în ghilimele, hazlii, care s-au putut interpreta și așa s-au putut depune la dosar. Deci, uitați-vă că după ce s-a terminat rechizitoriu, s-a ajuns la suma de 30 de milioane, dar atenție, nici măcar n-are relevanță cu ce zice denunțătorul, care și denunțătorul zice niște povești acolo, că dacă citiți, denunțul să vă punească râsul. Deci denunțătorul spune de 10 și de 15% și de 20 pe anumite etape, nici nu, că se încurcă la un moment dat, dacă citiți, sunt vreo 3-4 denunțuri și se încurcă pur și simplu aceiași personaj, se încurcă în denunțuri. Deci, să vă ajut. Și la un moment dat, pur și simplu, Direcția Națională de Comisie pune 40% în rechizitoriu. Deci doar dintr-un condei. 1, 2, ce legătură au, încă o dată subliniez, contractele de sponsorizare la primărie cu evenimentele publice, cum au fost 8 ani de zile Revelionul, cu tirurile de apă duse la sinistrați la Botoșani, cu clopotița făcută la biserică, ce legătură au aceste lucruri cu prejudiciu și cu comisionul meu? Deci dacă cineva consideră că clopotița de la biserică, mă duc și o iau. Dacă se consideră că pentru asta eu acum mă bat. Înțelegeți? Fac o glumă. Nu, da. V-am domnule spus... Domnule Langhe, de supraviețuire pentru domnul Oprescu aveți? Că nu-i urez sănătate. Vă spun sincer că, lăsând prostile și bătăliile politice, e greu. Și nu mă bucur de răul altuia. Doar nebunii se bucură de răul altuia. Dacă reveniți la primărie, mai faceți vanghelioane sau v-ați învățat minte? Deci, nu știu dacă revin la primărie. Nu mă învăț minte, pentru că eu am făcut în baza legii. Și eu cred că dacă legea îmi permitea să iau sponsorizare anumite produse și nu bani, atenție, da? Și am fost controlat an de rândul, în fiecare an, de Curtea de Conturi și de Parchetul Național Anticorupție la vremea respectivă, cred că am făcut legal. Nu cred că astăzi, sau peste 10 ani, să poată să mi se spună că declarația dumneavoastră care s-a dat nu e conform temeiului legal și vrem să vă arestăm. Domnule Vanghelie, i-a luat DNA-ul la ochi pe primari, iată acum și domnul Oprescu, sau începe într-adevăr să se facă curățenie, că s-au mai dat comisioane pe aici, pe acolo. Vedem și la domnul Chiniman, dumneavoastră sunteți acuzat de același lucru, domnul Oprescu la fel. Eu nu vreau să comentez despre alte persoane, că nu știu subiectul exact. Și am observat că nu cunoșteam și îmi dau seama că am greșit de-a lungul timpului, că am făcut tot felul de comentarii crezând că nu se poate întâmpla anumite lucruri în România și totul e bazat pe lege și pe logică. Observând așa ce se întâmplă, păi dumneavoastră observați un comision concret la mine? Există vreo dovadă de vreun comision concret? Păi eu vă întreb de ce trebuia, deci am văzut acolo unde e comisionul concret, că s-au fost comisioane de 10.000 de dolari, am văzut un caz, nici nu știu cum îl cheamă, dar poate le identificați dumneavoastră. Am văzut că acolo s-a arestat și nu s-a trebuit să se mai umfle rechizitoriu. Care a fost cea mai mare sumă de bani pe care dumneavoastră ați văzut-o cash în viața dumneavoastră? Nu știu, nu mi-aduc aminte. Domnule Vanghelie, dar o întrebare legată de fetiță.